În perioada 6-14 februarie, elevii se vor bucura de vacanța intersemestrială. Reamintim că Ministerul Educației a modificat calendarul școlar cu 4 zile înainte de începerea școlii în toamna anului trecut. A fost prelungită vacanța de iarnă la 3 săptămâni și decalată, astfel și vacanța intersemestrială, ce ar fi trebuit să înceapă sâmbătă, 30 ianuarie. Elevii se vor întoarce din nou la cursuri după vacanța intersemestrială pe 15 februarie.